Programul Supraveghere de Vecinătate se extinde. Programul își propune ca locuitorii să reacționeze rapid atunci când văd ceva suspect în curtea vecinului și raportează stăpânului sau poliției. Inspectoratul de poliție din orașul Florești, primarii și reprezentanții Asociației Obștești Ecorezeni au convenit asupra implementării acestui proiect și în localitățile din raionul Florești. Locuitorii, deja unii avem de informat câte două, câte trei, au dorință de a fi create așa sectoare de vecinătate, deoarece ei se cunosc mai bine, sunt instruiți de poliție, monitorizați, informați despre cum să-și protejeze mai bine bunurile lor. Totuși, locuitorii doresc, vor să fie implementat acest proiect. Din motivele că mai des comunică cu poliția, mai des primesc careva recomandări, sfaturi de a fi protejat. Participanții au primit materiale informative cum să-și protejeze proprietatea și familia, cum pot contribui la asigurarea ordinii în localitatea unde locuiesc. De asemenea, au primit explicații cum pot avea o interacțiune mai eficientă cu poliția și autoritățile publice locale, precum și alte sfaturi utile pentru crearea de comun cu actorii implicați în proiect. Ca președinte al grupului de supraveghere de vecinătate vreau să spun că proiectul este foarte binevenit. Într-o măsură oricare el ne legitimează în acțiunile noastre în privința contracărării infracțiunilor de furturi, de așa contravenții care pot fi săvârșite împotriva locuinței. Eu socot ca să fie benefic pentru locuitorii satului și cu cât mai mult de întâlnire cu membrii poliției, cu a locuitorilor. Nu numai, că foarte puțini am fost astăzi, ar trebui mai mult. Proiectul dat e binevenit și e foarte bun într-un sat așa mare cu atâta populație. În satul ăsta sunt și buni, și mai buni, și răi. Și mulți care sunt în stare de ebrietate și fac probleme. Cred că o părere bună despre acest proiect. Vom lucra și vom vedea. În Moldova, programul Supraveghere de Vecinătate este implementat pentru al treilea an consecutiv în 58 de localități din diferite raioane. Menționăm că în raionul Florești sunt inaugurate 97 de sectoare de vecinătate, în 71 de localități a raionului, cu aproximativ peste 900 membre. Potrivit oamenilor legii, programul Supraveghere de Vecinătate a dat succes. Deja proiectul dat are careva roade, cum s-ar spune, avem s-au micșorat în infracțiunile în unele localități. Cetățenii văd persoane străine, comunică la poliție. În fiecare sector de vecinătate va petrece, s-a întâlnit cu membrii sectorului. Le duc la cunoștință care este situația criminogenă în localitatea dată. Costul total al proiectului pe Republică constituie 30.000 de euro. Experiența și banii au fost acordați de Guvernul Estoniei.